footing. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitații noastre la prima conferință a organizației PSD Roman de anul acesta. Am considerat cei care conducem destinele acestei organizații că e necesar să facem o conferință de presă. Sunt convins că subiectele sunt multiple și că aveți și dumneavoastră un interes, mai ales prin prisma evenimentelor care s-au întâmplat de la începutul anului până acum. Conferința de presă va avea două părți. Prima parte vom transmite niște mesaje de la nivelul central, ca să spun așa, de mesaje venite de la București. A doua parte, o analiză a ceea ce se întâmplă pe plan local. La început, pentru că știu că dumneavoastră ați avut pierderea unui coleg care v-a fost drag, aș vrea să încep conferința cu un moment de reculegere pentru colegul dumneavoastră, jurnalistul Călimac. Mulțumesc. Și cu această ocazie transmitem condoleanțele noastre și multă putere familiei și celor apropiați. Încep conferința de presă prin a prezenta câteva subiecte la nivel național. Primul subiect se referă la declarația 600. După cum știți, guvernul a rezolvat problema legată de această declarație, simplificând radical procedura, reformulând din temelie sistemul de declarare și plata taxelor pentru venituri independente. Ca priorități esențiale au fost simplificarea prin reducerea masivă a numărului de formulare, declarații și plăți și debirocratizarea prin trecerea rapidă la operații efectuate integral online. Online-ul devine, pe zi ce trece, esențial în relația contribuabilului cu organul fiscal. Din 2019, obiectivul guvernului este eliminarea formularelor de hârtie. Se știe foarte bine că plata online și, în general, ceea ce înseamnă orice operațiune online este mult mai, avantajoasă și mai accesibilă populației. Bineînțeles, se caută și se vor găsi soluții și pentru cei aflați în localități sau locuri izolate care n-au acces la rețeaua de internet și nu pot face aceste oricum, în perspectivă, guvernul, așa cum a promis prin planul de guvernare, caută să simplifice foarte mult sistemul de declarații și plăți către finanțele publice și, de asemenea, să realizeze o bază de date, o interconectare între toate instituțiile publice, în așa fel încât cetățenii pentru orice să alerge de la un birou la altul, ci să-și rezolve problema foarte simplu prin tocere pe online. Bineînțeles că asta implică și un sistem de securizare, însemnând ca cei care depun aceste declarații să-și iau o semnătură electronică. O
Coordinăm sprijinul acordat pentru achiziția de noi mașini. S-a dat statul la o nouă ediție a programului de real succes Rabla și Rabla Plus. Guvernul susține activ numerirea parcului auto din România. Și de asemenea susține înnoirea și protecția mediului prin acordarea de avantaje substanțiale pentru cei care achiziționează în mașini tip hibrid sau mașini electrice. Un alt subiect este creșterea salariilor. Într-adevăr, e un subiect care incită foarte multe discuții, dar s-a constatat că România are cel mai ridicat randament al muncii din Uniunea Europeană, 232%, calculat la productivitate obținută și salariile plătite. România conduce detașat și în clasamentul creșterii productivității 140% în 2017 și am fost pe prima poziție în ultimii 7 ani. Doar în sistemul bugetar, resursele total alocate pentru creșterea salariilor în 2017, medici, profesori, polițiști, funcționari, au fost mai mari cu 21,9%, respectiv 69,6 miliarde lei, față de 57,1 miliarde lei în 2016. Despre salarii și puterea de cumpărare. Salariile au crescut cu mult peste rata inflației, ceea ce înseamnă că românii au simțit în mod real creșterea puterii de cumpărare și a nivelului de trai. Propaganda e normal să contrazică ceea ce spunem noi, că majorările au generat inflație și că salariile nu au crescut din cauza transferului contribuției. În anul 2017, conform statisticilor, puterea de cumpărare a salariaților a crescut cu aproape 13% față de anul 2016. Vârful creșterii puterii de cumpărare a fost în ianuarie 2017, când a crescut salariul minim, au scăzut accizele la carburant. În ianuarie 2017 s-a înregistrat o creștere de 18,3% a puterii de cumpărare față de ianuarie 2016, iar puterea de cumpărare continuă să crească și în 2018, cu aproape 3,5% mai mare decât vârful de creștere din ianuarie 2017. Privitor la legea salarizării, noi spunem că am făcut o lege a salarizării unitare cu deficiențele care sunt în această lege. Deficiențe pe care noi încercăm și promitem că le vom îndrepta pe măsură ce semnale vin din teritoriu. Dar, față de cei care ne contestatare, sunt contestatarii noștri, noi îndreptăm un lucru care l-am făcut. Bineînțeles că în momentul când n-ai făcut nimic și nu ai făcut o lege, n-ai ce îndrepta. Ne-am asumat deficiențele, ne asumăm și îndreptarea acestor deficiențe, dar măcar am făcut un pas înainte în ceea ce înseamnă că ne-am asumat o serie de legi de impact social, mai ales la marea masă, însemnând legea salarizării, legea pensiilor care este în discuție și care a întârziat tocmai pentru faptul că, având experiența de la legea salarizării, încercăm ca să scoatem o lege de la pensiilor cu cât mai puține deficiențe. E, în momentul actual, la Senat, în discuție, codul administrativ. Știți foarte bine că legile justiției reîntoarse au trecut săptămâna trecută de Camera Deputaților. Săptămâna care vine vor intra la Senat spre reanalizare și revotare. Ce vă mai pot spune? În momentul actual, România este mulțumită de europeană ajutoarelor sociale. Apropo de faptul că e o întreagă discuție pe ceea ce înseamnă ajutoare sociale. În prezent, România are printre cele mai mici alocări pentru protecție socială. Acesta este argumentul pentru ca ajutoarele să ajungă la cei care au într-adevăr nevoie de ele și să nu încurajeze nemunca. Media Uniunii Europene pentru protecție socială este 19,9% din PIB. Cel mai ridicat nivel fiind în Finlanda 25,6% și Franța 24,4%. România alocă pentru protecție socială undeva în jur de 11,6% din produsul intern brut,
consistent nu mai puțin decât mediatul în lumea europeană. Au mai apărut în spațiu public o serie de argumente false că inflația ar fi crescut datorită politicilor guvernului. În realitate, creșterea salariului a fost în medie cu 10%, generează o inflație doar de 0,2%. Conform evaluării BNR, creșterea accizelor la carburanți în două etape, la 15 septembrie și 1 octombrie 2017, au avut un impact doar de 0,3 puncte procentuale. Se știe că a avut loc congresul extraordinar al Partidului Social Democrat. În cadrul congresului s-a adoptat și s-a propus o convenție națională pentru aderarea la euro, convenție care a fost apreciată inclusiv de Comisia Europeană. Convenția Națională pentru Adoptarea Monedei Euro până în 2024, document lansat de președintele PSD la Congresul Extraordinar, a fost bine apreciată de înalții responsabili ai Comisiei Europene, Pierre Moscovici, comisarul european pentru afaceri economice și financiare, apreciază consensul politic și așteaptă ca România să intre în zona euro. Trecerea la euro este un obiectiv strategic propus de PSD întregii societăți românești, care găsește aprecieri și sprijin la Comisia Europeană. Pentru toți românii, adoptarea euro ca o monedă națională va aduce beneficii inclusiv prin includerea țării noastre în prima linie a așa zisului nucleu dur UE, alături de Germania, Franța, Olanda, Spania, Belgia. Un alt subiect care sunt sigur că vă interesează și a incitat multe discuții, a fost vestita criza imunoglobulinei, care e aproape rezolvată. În momentul actual au venit 10.000 de doze de imunoglobulină din Austria și vor ajunge rapid în România. Alte cantități importante sunt așteptate din Italia și Statele Unite, astfel încât după discuția avută cu Ministerul Sănătății, se pare că cel târziu, la începutul lunii aprilie, criza este total rezolvată. Avem aici, și chiar dacă vor incita discuții, o problemă privind poziția PNL-ului în sensul instigării la violență. Președintele Orban face declarații războinice, gen, gata cu blaturile, vreau să văd fiecare șef de organizație cum dă cu parul șeful de la PSD. Declarațiile sunt, după cum vedeți, de o violență extremă. Chiar dacă expresia a fost folosită în mod figurativ, un lider politic nu poate juca, se poate juca cu astfel de lucruri. Astfel de declarații pot incita și degenera în conflicte violente. Și de aceea luăm poziție, ținând cont de faptul că noi întotdeauna am fost deschiși la dialog și am spus că așteptăm ca contestatarii și opozanții noștri să vină cu soluții, nu cu amenințări. Privitor la Congresul PSD-ului, pentru că mi s-a adresat de diversi reprezentanți ai mass media, care a fost, de fapt, intenția în Congresului, au fost două puncte distincte. Primul punct, faptul că Biroul Național nu era funcțional. O serie, unii membri a biroului, nemai fiind nici chiar membrii de partid, conducerea partidului și Comitetul Național Executiv a luat hotărârea convocării Congresului Extraordinar pentru a alege un birou permanent funcțional care să asigure destinele și să asigure continuitatea între două comitete executive și între congrese, activității partidului.
După cum bine știți, în cadrul Congresului, prin votul unanim al Comitetului Executiv Național, s-a stabilit alegerea 16 vicepreședinți pe zone, pe cele 8 zone din România, un vicepreședinte bărbat, un vicepreședinte femeie. Așa cum bine s-a văzut, se asigură o paritate 50-50%. Suntem primul partid din România care venim cu acest mod de organizare și conducere a partidului la cel mai înalt nivel. Tocmai pentru a da legitimitate celor propuse în Comitetul Național Executiv, s-a mers pe varianta convocării unui congres extraordinar în care s-au ales vicepreședinții, secretarul general și președintele executiv. Al doilea punct al congresului a fost tocmai readucerea programului de guvernare la realitățile din 2018, inclusiv propuneri pentru strategia de dezvoltare a României pe ultimii ani. Nu cred că are rost să mai aprofundez subiectul, sunt convins că ați studiat, că au apărut peste tot materialele de la congres. Dacă vor fi întrebări, vom răspunde la final. În continuare, trecem la al doilea punct al conferinței de astăzi, însemnând aspecte ale problemelor de pe plan local. Așa cum bine s-a văzut, n-am scuze că n-am specificat la început, la conferință, alături de mine, participă colegul meu, domnul deputat Viorel Stan, și colegul domnul consilier Holban, Titi Holban, liderul grupului de consilier local din Consiliul Local Roman. Aici, pe plan local, am vizionat și am analizat afirmațiile făcute în conferințele de presă ale opozanților noștri. Și începem cu prima, privitor la taxele și impozitele locale. Noi considerăm că taxele și impozitele locale au fost majorate nesemnificativ. În ultima ședință ordinară a Consiliului Local din 2017, primarul municipiului Roman a propus majorarea nejustificată a taxelor și impozitelor locale cu 20% pentru a compensa, spunea el, diminuarea cotei de impozitare a impozitului pe profit de la 16% la 10%. Cum bine știți, consilierii locali PSD nu au participat la acest vot. În trecut, când s-a făcut trecerea de la 22% la 16%, nu au fost probleme, nu s-au cerut majorări substanțiale de taxe locale. Asta în condițiile în care guvernul a anunțat clar faptul că va compensa din bugetul de stat și va da de la centru bani primăriilor, astfel încât bugetele să fie la nivelul bugetului din 2017. Prin proiectul legea bugetului de stat pe 2018, la aliniatul 15, litera A, se specifică: modul de aplicare a sistemelor de echilibrare se evaluează după primul trimestru anului semestrul anului 2018, utilizându-se aceeași procedură și avându-se în vedere A. asigurarea unui nivel al sumelor provenite din cotele din impozitul pe venit și al sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
estimate a fi încasate în 2018, cel puțin egal cu nivelul acelorlași sume încasate de unitățile subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2017. Considerăm că este o măsură pripită și nedreaptă atâta timp cât primul ministru a declarat că primarii vor primi la rectificare toată diferența rezultată din scăderea impozitului de la 16% la 10%. Această decizie nu face decât să bage mai adânc mâna în buzunarele romașcanilor și așa avem impozite exagerat de mari la români. Eu aș vrea să vă spun că romașcanii știu că sunt nemulțumiți din acest punct de vedere și s-au declarat pe toate mijloacele mass media, așa cum am spus, că datorită politicii guvernului de micșorare a impozitului pe venit, e nevoie de creșterea taxelor. Am rugat personalul din cadrul birourilor parlamentare, a meu și a colegilor mei parlamentare, PSD de Roman, să facă un studiu privitor la creșterea taxelor locale, mai ales în județ și la nivelul zonei. Mă opresc deocamdată pentru această parte a conferinței și pentru această primă conferință numai la nivelul județului. Urmând ca după Paști, dacă aveți îndoiele, să venim cu date privitoare și la creșterile de taxe și impozite locale pe toată zona Moldovei. În județul Neamț, din cele 5 orașe și municipii din județ, 3 orașe, Târgu Neamțu, Bicazu și Roznovu, nu au majorat taxele și impozitele locale. Municipiul reședință de județ Piatra Neamțu a majorat aceste taxe cu 10%. Iar municipiul Roman a majorat taxele cu 20% și au micșorat facilitatea fiscală a plății taxelor până la 31 martie cu 5%. Deci dacă ne gândim undeva la mai ales la media celor care, și a pensionarilor, spunem, și a celor care își plăteau taxele până la 31 martie, tocmai cu gândul că obțin un beneficiu de 10% la taxe, beneficiul nu mai e decât scutirea, ca să spun așa, nu mai e decât 5%, deci pentru aceste persoane, de fapt, majorarea e undeva cu 25%. Dacă vom analiza o serie de lucruri și o serie de declarații făcute, după cum știți, anul trecut, în perioada campaniei electorale și până la sfârșitul anului. Aș vrea să studiați dumneavoastră, ca să nu se spună că sunt atacuri venite din partea PSD-ului. Ce se întâmplă cu organigrama atât a primăriei Roman, și a entităților înființate de primăria Roman, care sunt plătite tot din taxe și impozite locale, gen Clubul Sportiv Municipal, Direcția de Asistență Socială, Servicii Publice de Interes Local. Las la latitudinea dumneavoastră și la interesul dumneavoastră să studiați, să vedeți ce a însemnat toate aceste entități create de către primărie. De fiecare dată, consilierii PSD au ridicat problema dacă înființarea acestor entități, și aici un punct de vedere o să lăs pe domnul consilier Holban să le exprime, vor afecta sau vor însemna angajări, bugete în plus și așa mai departe. Simplu exemplu concludent care vreau să vi-l dau este faptul că
După cum bine știți, pe vremea primarului Cărpușor, în primăria Roman erau aproximativ 300 de angajați. În momentul actual, tot ce înseamnă aparat care ține al primăriei și care ține de primărie, e la aproape la 1000 de angajați. Și chiar aș vrea să faceți o comparație cu ce înseamnă aparatul Primăriei Generale a Capitalei la nivelul Primăriei Generale. Și veți vedea că veți avea surprize mari. Zonarea, un alt subiect foarte de interes și care ridică nemulțumirea la mulți romașcani, subiect care a fost ridicat în ședințele de Consiliu local, a fost zonarea fiscală pe teritoriul roman. Avem semnale și am avut nenumărate semnale că romașcanii sunt nemulțumiți de această zonă fiscală pentru faptul că sunt străzi trecute în zona A, în care nu găsim toate utilitățile, dar oamenii plătesc ca și cum ele ar fi existat. Aleea Tudor Vladimirescu, un exemplu, este considerată ca făcând parte din zona A, poate pentru singurul motiv că romașcanii în această zonă au apă, canalizare, energie și gaze, de aceea câte impozite locale, ca și cetățenii care locuiesc în centru. Mai avem exemple de astfel de zone, de astfel de locuri în Roman, străzi care nu au utilități, sunt trecute la zona A cu impozitul aferent. La fel, las la latitudinea dumneavoastră, nu voi dezvolta subiectul, dacă va fi necesar într-o următoare conferință vom prezenta un plan mai amplu a ceea ce înseamnă zonarea și facilitățile conform zonării unor locuințe, unde locuiesc cetățenii ai Romanului și plătesc un impozit majorat cu 25%. De asemenea, a apărut o veste, ca să spun așa, faptul că Romanul ar putea avea apă de la Apa Vital Iași. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți privitor la ceea ce vrea să se facă, să țină cont de faptul că în Roman există investiții făcute la care UAT-ul a plătit o cofinanțare destul de substanțială, investiții care sunt pe fonduri europene și care implică o problemă ridicată în cazul în care se renunță la conlucrarea cu apa selă. Un alt subiect este cel al investițiilor care se realizează în Roman după un an de mandat. S-au finalizat, după cum bine știți, o serie de proiecte lăsate în moștenire de fostul primar. După cum cred că ați sesizat, foarte puține lucruri s-au întâmplat sau aproape deloc ca noutate. În spațiu public există o singură scuză. Vremurile sunt grele, ar putea, dar nu se poate. Nu avem bani. Studiați, vă rog, toate rectificările bugetare de la ședințele de Consiliu și vedeți unde au plecat banii. Eu nu vreau să spun nimic, dar în momentul când aloci bani destul de substanțial, e frumos, într-adevăr, pentru diverse, să spun așa, studii, în afară de studii de fezabilitate, bani duși pe apa Sâmbetei, o serie de serbări, mai și ieși în piața publică și spui că anul ăsta ai alocat mai mult decât anii din urmă,
Am dat un simplu exemplu, să vedem sărbătorile de anul nou. Și pe altă parte vii și spui că nu ai bani să faci investiții, mie mi se pare că nu e un lucru corect. Știți foarte bine că prin legea salarizării s-a dat liber, conform cerinței tuturor OAT-urilor, să-și plătească personalul, dar s-a atras foarte clar atenția ca nivelul salariilor stabilite să se încadreze în previzionatul și în execuțiile bugetare și bugetul dispus. În aceste condiții și în condițiile în care, așa cum am spus, dacă veți vedea, au apărut posturi noi și s-au angajat destul de mulți oameni la primărie și în unitățile ce țin de primărie, în entitățile ce țin de primărie, a plânge în momentul actual că nu mai sunt bani de investiții și totul este doar pentru salarii, cred că e o lipsă de perspectivă și o deficiență în managementul a ceea ce înseamnă cheltuirea resurselor cetățenilor, în primul rând. Un ultim subiect care vreau să-l ating și care îl știți și de care s-a spus foarte puțin este raportul Curții de Conturi, care ați văzut foarte bine că a arătat ce jale este atât prin primăria de la Roman, cât și prin primăria de la Piatra Neamț. Vă dau două exemple scurte, plăți, lucrări neefectuate și tichete sociale la morți. Știți foarte bine, dumneavoastră ați fost cei care ați sesizat acestea. Acestea sunt pe scurt aspectele care am vrut să le ating. Doresc în continuare să dau cuvântul colegului meu, domnul deputat Viorel Stan, și după aceea domnului consilier Titi Holban. La sfârșit, după aceea, vom aștepta întrebările noastre. Deci, e prima mea conferință de presă în calitatea pe care o am de deputat. Deci, dați-mi voie să adresez tuturor cetățenilor din municipiul Roman un salut plin de respect și considerație. Și asta pentru că sunt romașcan și sunt produsul școlii, sistemul de educație, respectiv educații primite în această zonă a județului. Sunt deputat de o lună de zile. Mi-am depus jurământul pe data de 13 februarie și pe 19 februarie am intrat în deplină în activitatea de la cameră. Acolo am fost repartizat datorită pregătirii mele profesionale la Comisia de Educație. Mă rog, denumirea este mai complexă, cuprinde și cercetarea, și sportul, și tineretul. Comisia de Educație. Comisie în care am participat la elaborarea și înaintarea către plenul camerei a câteva legi importante, între care așa am amintit de legea de transformare a editurii de acces pedagogice în editură care să editeze, repet, editeze manuale, și o să revin asupra acestei sublinieri. La ora actuală, chiar în ultima ședință de lucru a Comisiei, am lucrat la lege legată de prima lege despre care v-am făcut vorbire, este vorba de legea manualului. Nu aduceam vorbire despre aceste două legi, dar vreau să vă spun că personal, ca om de învățământ, ca om care știu ce înseamnă activitatea și pe această componentă a procesului de învățare, de instruire, de educare, consider cele două legi fundamentale și foarte binevenite. Foarte binevenite pentru a aduce o normalizare a activității în unitățile școlare
și doi, pentru a suprimi ceea ce la ora actuală lipsește. Și o să vă dau un simplu exemplu ca să înțelegeți la ce fac referire. Sunt discipline, obiecte de studiu cu manuale aferente la care nu s-a tipărit până la ora actuală, nu s-a editat, deci nici tipărit, niciun manual. E vorba despre, și asta nu mă refer la cazul obiectelor care se predau în limbile populațiilor conlocuitoare. E vorba despre manuale fundamentale. Ca să vă mai spun un aspect pe care nu-l cunoașteați, noi știam la nivelul inspectoratului școlar că sunt, că nu sunt manuale la ora actuală pentru școlile profesionale. Editura didactică și pedagogică, devenită editură care se ocupă de editarea manualelor și nu de tipărirea manualelor, deci de editează manualele, are ca principală activitate editarea manualelor, respectiv a tuturor manualelor necesare pe toate palierele în procesul de învățământ. Am fost acuzați de o lege a monopolului. Această lege este o lege cerută de piață, de activitatea didactică și încearcă să spargă consorțiul editurilor particulare care umflau arbitrar prețul și care editau doar acele manuale la care prețul stabilit anterior de ei era convenabil. De aceea nu existau manuale la obiectele tehnice în învățământul în limba maghiară, spre exemplu, și nu sunt manuale la acei conlocuitori ai noștri la care populația este în număr mai mic. De ce? Pentru că nu era rentabil. Editura didactică și pedagogică se obligă să editeze toate manualele necesare, în numărul necesar. De altfel, și aici, interferarea activității mele cu cea de fost inspector școlar general. De aceea, la ora actuală, din toate unitățile de învățământ din țară, a plecat către minister toată comanda reală de manuale. Cea a doua lege, legea manualului, este legea care, de care am fost acuzați că încercăm să transformăm în existența manualului unic în învățământ. Forma din care am definitivat-o, forma pe care am definitivat-o marți, a fost cu această expresie, pe baza selecției de manuale, realizată de către o comisie de experți, o să revin și asupra acestui concept, se aleg un număr de manuale, dintre care două, maxim trei, vor fi manuale acceptate și ele vor fi folosite la alegere de către cadre didactice în procesul instructiv-educativ. Excepție făcând fără discuție, așa cum am spus, situația reală de la această oră, din sistem, și anume cazul în care există un număr mai mic de doi, adică unul sau nu, manuale pe propuse. Se face în presa noastră romașcană o afirmație legată de, nu fac trimitere directă la cine face acest comentariu, că această lege a manualului, respectiv legea de transformare a editurii didactice pedagogice în editură singură care să editeze manuale, o afirmație care îmi arată o necunoaștere a unor două concepte. Și anume, conținutul
și formă. Mă rog, sunt concepte elementare pe care cei care am reușit să parcurgem măcar liceu le cunoaște. Există o trimitere la faptul că manualele care vor fi editate de editura de didactică pedagogică a putea speria copiii prin conținuturi. Undeva în telefon am un material despre ce este într-un manual actual valabil la clasa a doua, la un obiect legat de cunoaștere, un experiment groaznic pe care autorii manualului îl propun în studiu asupra comportamentului unei broaște. Conținuturile, și acum revin la afirmația legată de ceea ce înseamnă comisia de experți, conținuturile sunt realizate de către colegii noștri, cadre didactice, care s-au înscris, și vă informez că în perioada ianuarie-februarie acestui an s-a realizat această înscriere în comisii, care s-au înscris în comisii de redactare a manualului. Evaluarea se face de comisia de experți, formată tot din cadre didactice, din învățământul preuniversitar, pe specializări, vă dați seama, dar această comisie este completată de experți de la Institutul de Științe Educației, în ceea ce înseamnă didactică și pedagogie, efectiv de cadre didactice universitare, care vor valida veridicitatea conținuturilor științifice. N-am nicio legătură forma cu conținutul. Normal că ele vor avea o redactare grafică modernă, normal că ele se vor încadra în ceea ce înseamnă un standard european de redactare a unui astfel de manual. În rest, vorbe. Dacă m-ați întreba cum e la București, mi-a fost foarte greu în primele 2-3 săptămâni, pentru că încercam să-mi găsesc locul, să-mi fiu ceea ce am promis la desemnarea mea ca și deputat, și anume să nu fac de rușine, să nu mă fac de rușine și să nu fac de rușine comunitatea din care provin. Eu fiind romașcan, așa cum am spus, și ținând foarte, foarte mult la această localitate. Mai mult decât s-ar putea crede. Mi-a fost foarte greu, mi-am găsit locul pentru că am o pregătire în spate, teoretică și practică, și am găsit acolo oameni despre care nu se face îndeoște vorbire, dar care sunt, prin această componentă, niște oameni deosebiți. În primul și în primul rând, personalul de la Palatul Parlamentului, pe mine m-a impresionat din prima clipă un respect deosebit pentru tot ceea ce înseamnă parlamentar, deschiși la comunicare și prezenți întotdeauna atunci când ai nevoie de ei. În grupul parlamentar PSD, din Camera Deputaților, este o atmosferă despre care nu se cunoaște, nu știu dacă am, mă rog, dar tot pentru că m-a impresionat, eu am să și spun, o atmosferă deschisă. Și acolo se spun lucrurile și se comunică la un nivel pe care, vă spun, îl întâlnești doar într-o cancelarie mică, în care oamenii sunt aproape rude. Se comunică foarte mult. Am conlucrat cu cei trei care conduc practic acest grup parlamentar, domnul președinte Dragnea, domnul secretar Neacșu, respectiv liderul de grup. Orice problemă pe care am avut-o și am întâmpinat-o mi-a fost explicată și am rezolvat-o așa cum, în cadrul legal, așa cum este absolut normal. În Comisia de Educație sunt, să spunem, începător, dar cunoscând procesul
de legiferare, de... am fost în ultimele două activități, două ședințe, implicat direct și personal sunt chiar mulțumit și satisfăcut de noua poziție pe care o am, mai ales că fac ceea ce știu. Adică fac, lucrez în domeniul educației, eu sunt fiind format la diferite nivele, fiind format pe această structură. Ce planuri de viitor am? Fără discuție, un deputat este acolo în principal pentru a propune legi. Vreau să am activitate susținută, vreau să fac legi, să propun legi și să reușesc să le legiferez, să le treacă prin cameră, legi care sunt necesare întregului sistem de învățământ în România, conex cu activități din zona nemțeană, respectiv rămășcană. Am deja în lucru cu echipa mea de la cameră 3 proiecte de lege, proiecte pe care sper că le voi reuși să și le impun. Romanul, și este bine rămășcanii să știe acest lucru, cred eu personal că este una din zonele cele mai privilegiate ale României. Raportat la numărul de la populația României, aici avem un număr foarte mare de parlamentari, de la diferite partide politice. Ceea ce ar permite o activitate intensă în cadrul absolut legal și ar putea duce la dezvoltarea municipiului Roman dacă acest lucru s-ar dori. Avem 2 senatori, domnul Țapu și domnul Manuliu. Avem un număr mare de deputați, 5. 2 de la PSD, 2 de la PNL, 2 de la PNL, 1 de la USR, 1 de la USR și un deputat, Romașcan, fost elev de-al meu, Vechler, care este reprezentantul comunității în România. Nepotul domnului profesor Vechler, care vreau să vă spun, vreau chiar să vă spun, eu am tot respectul pentru domnul profesor Vechler, care este o personalitate a Romanului, de mare calibru, vreau să spun că nepotul domniei sale, domnul deputat Vechler, este unul din oamenii foarte activi și foarte influent în sensul bun al cuvântului în zona deputaților. Ca și profesor la Roman Vodă, el mi-a fost elev direct, l-am cunoscut, vreau să vă spun că am rămas impresionat de personalitatea acestuia. Și fericit familia Vechler, pe Richard și pe doamna, părinții domnului deputat, pentru faptul că au reușit să realizeze o astfel de, să creeze, să educe o astfel de personalitate. Deci există toate premisele ca împreună să putem realiza lucruri bune în domeniul acesta al activității legislative la cameră. Cam atât am avut de spus. Sunt după o lună de deputăție și sper că în viitor să pot realiza mai mult. Mulțumesc! Da, mulțumesc colegul meu, domnul deputat Viorel Stan. În completare, înainte de a-i da cuvântul colegului Titi Holban, pot să vă spun că, într-adevăr, există posibilitatea să facem lucruri bune. Într-o întâlnire de lucru avută cu președintele ANL-ului pe România, am avut ocazia să-l întreb la perspectivele care sunt pentru neamț și pentru roman. Și un lucru care m-a bucurat, ca să spun așa, a fost faptul că am primit asigurările semnării într-un timp scurt, deci e pe ultima linie dreaptă, ca să spun așa, a unui bloc ANL de locuință pentru medici. Și de asemenea am rugat să aibă în vedere că
municipiul mai are o cerință de încă două blocuri ANL și am dorit, dacă e posibil, fiind îndeplinite anumite condiții, să intre și acestea la finanțare în a doua tranșă de alocări a sumelor care rămân nealocate în urma semnării primei tranșe de contracte. Am vrut să vă aduc la cunoștință și acest lucru tocmai pentru a nu crea discuții sau a împiedica o serie de afirmații. Deci, noi am întrebat într-un cadru legal, normal, o ședință de lucru, cum sunt ședințele de lucru în comisii, unde vin chemați reprezentanța instituțiilor statului și acolo unde putem întreba și trimite ca rugăminte legală către reprezentanții respectivi ce putem face pentru comunități. Eu nu sunt de acord cu cei care vin și spun datorită mie am adus bani. Un deputat și un senator nu poate aduce bani nicăieri, că asta înseamnă caz penal, trafic de influență și așa mai departe. Dar a întreba care sunt perspectivele unei instituții, este legal să o facem și este modul în care, în afară de partea legislativă, putem ajuta comunitățile din care am plecat. Asta ca să fie un lucru clar pentru toată lumea, ce înseamnă și care este calitatea unui parlamentar. În continuare, vreau să dau cuvântul colegului meu, Tiri Holban, după care aștept întrebări de la dumneavoastră. Bună ziua, mă bucur că sunteți așa de mulți prezenți. Deci sunteți cea de-a puterea, a patra putere în stat. Și vă mulțumesc și eu în consilierilor local PSD. Vreau să-l felicit pe tânărul nostru deputat, prietenul, domnul profesor doctor. Și chiar sunt bucuros că Romanul, avem 7 acum parlamentari, o forță. Acum depinde de către mai tânărul nostru primar cum știe să folosească această forță a Romanului. N-a fost niciodată în istorie să avem 7 parlamentari romașcari. Din 12. Deci, din 12. Deci suntem vreo 60%. Deci un lucru extraordinar. Se pot face lucruri extraordinare punându-se la aceeași masă și discutând. Primul pas s-a făcut cu ajutorul organizației locale PSD, normalizarea cu CJ-ul. Vedeți, Casa de Cultură, nu știu dacă Casa de Cultură, Celibidache, dacă o mai ținea încă o iarnă, se dărâma în ședința extraordinară de săptămâna trecută, am dat-o la CJ, care într-un an de zile o să vedeți că o să avem o bijuterie în Roman. Așa sper că o să mai existe multe proiecte, dar trebuie unitate. Trebuie să fim cu toții, să stăm la o masă, să lăsăm ura, să lăsăm vorba lui Orban, să vii cu parul să-i dai. Mi-era chiar frică să mă duc la ședința ordinară, oare nu mă așteaptă consilierii și cu primarul, cu parul, cum a zis Orban. Chiar am glumit pe tema asta cu Lucian. Problema este în felul următor. Știți foarte bine că glasul meu s-a auzit foarte, foarte des în ședințele de Consiliu Local. În special cu creșterea asta inadvenită, inadecvată, nici măcar financiar nu o să aibă când se implementează. Vedeți că deja suntem la a treia rectificare de buget. Oare de ce nu v-a spus
De ce suntem, am votat bugetul de o lună de zile și l-am rectificat de 3 ori. Până în iunie, precis, mai avem încă 3-4 rectificări. Ei, din cauza că e bugetul făcut pe genunchi, aducem bani din trimestrul 3 și 4 ca să plătim în trimestrul 1, e o aberație. Nu sunt încasări la buget. Stați un pic, dar de ce? Pe 31 martie, 80% din romașcani mergeau și plăteau. Acum, când te duci să plătești cu 25%, cam nu-ți mai vine să te duci să plătești. Plătesc în septembrie, octombrie, ca să nu intru la penalități. Nici eu, de exemplu, nu mi-am mai plătit taxe și impozite, nu are rost. Pentru 5% care. Și am atras atenția. Domnule primar, anul trecut n-am votat bugetul, că a avut euforia aia, că nu se mai poate, au 15 consilieri, nici nu ne-a băgat în seamă, că suntem și noi la aia 7 acolo. N-am discutat cu anul ăsta, care e situația? Când am văzut că au făcut bugetul, am discutat, zic, bă, fraților, avem la dezvoltarea Romanului pentru anul trecut, cât 53 de miliarde, cât dăm la echipa de handbal. Păi ce facem? Zic, vin mărirea de 20%, care o știți că vine în martie, la funcționari. Hai să analizăm organigrama. Pe timpul lui Vlad erau 114 oameni. Pe timpul lui Cărpușor 200 și nu știu ce. Acum, după unele date, văd că sunt 1084. Dom'le, am zis, mă, fraților, nu umblați să scumpiți, să măriți taxele și eu. Nu, avem bani, nu ne vrem să facem împrumut. Nu umblați să măriți taxele. Cel mai mare împrumut din istoria Romanului. 10 milioane de euro. Nu ne atingem, că suntem sub 16%, se termină împrumutul lui Cărpușor și rămâne tot sub 16%. Și până la 30%. Corect. Deci tot ce am făcut, facem clubul CSM. Am fost singurul care m-am opus. Zic, domnule, de ce să stricăm un lucru care merge foarte bine? Am avut curtea de conturi, am avut reclamații, au venit. N-am luat o amendă cât a fost HCN Roman. Pentru ce ne trebuie acum această entitate, direcție? Domnule, nu se măresc costurile. Domnule, scrieți în procesul verbal. Nu mărim costurile, luăm de la un serviciu. Deci în același anvelopă salarială, din aceleași oameni, numai că îi mutăm la clubul ăsta. Am plecat cu 8, da? Acum suntem la 64. Le-am băgat târguri, le-am dat strandul, astea, spectacolele. Eu zic să dăm și ăsta, cum îi zice, și parcul, să dăm și piața și așa mai departe. Ce facem? Ori sport de performanță, ori sport de masă, ori e ca un ONG acum. Și suntem în situația care se va închide părțile. Dacă Consiliul Județean nu ne va ajuta cu cel puțin 10 miliarde pentru să facă plata tuturor deplasărilor și așa mai departe, să știți, să vă atrage eblu. Nu se mai poate cu banii la Consiliul Local la cetățeni. Dom'le, n-avem bani. Păi, dar tot mergem cu pomeni. De acord, dăm și la biserică. S-a retras proiectul, dacă vă aduceți aminte, care trebuia să plătim toate hangaralele la biserică. Proiectul s-a retras, am discutat cu primarul. Dacă nu se retragea, ridicam problema. Păi cum îi dau, domnule, la episcopie care iau taxe și impozite pe tot, două județe, Bacău și Roman, că e episcopia Romanului și Bacăului. Deci iau acolo, îi dau bani cel mai mult tot la cel care are. Iar la biserici, în funcție de numărul de enoriași.
ăia care vai de capul lor, au numai pensionari, n-au oameni de afaceri care n-au cu ce să pună o lumânare acolo, îi dăm cel mai puțin bani. Zic, e proastă treaba asta. Știți, cu abonamentele, cu transportul ăsta gratuit, că am ajuns să plătim noi leasingul domnul respectiv care și s-au mărit și s-au inclus, aducem acum și cei care cu venitul minim care am dat explicații ca să vină la muncă. Să facă alea 78 de ore. Nu se poate, domnule, așa ceva. Și tot ne plângem că nu avem bani. Tot se închide acum, iar avem, nu se închide bugetul. Avem din nou problema cu angajări, iar sunt inspector și așa mai departe, de angajat la primărie. Domnule, în loc să facem o analiză, să restructurăm, să punem niște criterii de performanță ca să mărim. Am mărit totova salariile, am mărit totova taxele și impozitele și cu asta ce am făcut, vorba lui Tăneasa. Și cu asta ce am făcut? Când, de fapt și de drept, ar fi trebuit să ne așezăm la o masă rotundă, să discutăm. Hai, domnule, să restructurăm. Noi acum, ce facem? Administrație locală, administrăm CLP-uri, că suntem 70.000 de CLP-uri în Roma. Dar în Roma nu avem nici 35.000 de cetățeni. Noi facem pentru cetățenii efectiv a Romanului. Iar acum, de la Sfântul Gheorghe, când se pune porumbul și straturile și așa mai departe, mai pleacă un sfert de romașcani care mai vin în noiembrie, când zăpada acasă. Și noi mergem cu organigramă umflată, cu salarii. Eu, cum i-am spus și în ședință, că veniți la ședințe de Consiliu Local, sunt problemele pe care le-am ridicat acolo, verde în față. Inclusiv la emisiunile unde am participat la toate cele patru televiziuni din Roma. Ăsta e adevărul. Și vă rugăm și pe dumneavoastră, la conferințele de presă ale primarului, să punem și treburile respective. Pentru că așa ne ajutăm. Nu sunt, cum spune câte o doamnă, să cârcotașul de serviciu sau gică contra sau mai auză o aberație, că facem opoziții de fațadă. Domnule, pentru fiecare ședință noi ne pregătim, ne consultăm cu președintele organizației și mergem acolo și ridicăm problemele conform legislației administrației publice. Nu facem politică în Consiliul Local. Și asta doresc ca să mergem acum să facem un apel și dumneavoastră să cereți, puteți în prima smezea să organizați chiar dumneavoastră o masă rotundă cu parlamentare romașcani și în care să invitați și pe domnul primar, și pe domnul prefect, și pe domnul președinte al Consiliului Județean. Hai, ce facem ca să ajutăm romanul? Hai să punem umărul cu toții. Eu atât am avut să comunic. Da, mulțumim, domnul Tite, așteptăm întrebări la dumneavoastră. Da, e o, ca să spun, directivă europeană care se aplică în momentul actual, o aplică Italia, Franța, Spania, dacă nu mă înșel, și Polonia, sper să fiu sigur. E o propunere a ministrului deocamdată, nu știu cum se va concretiza, dar asta e vis-a-vis de, știți foarte bine că noi am avut tot felul de memorandumuri și tot felul de atenționări atât de la Comisia Europeană cât și de la CEDO privitor la situațiile și condițiile din penitenciare.
nu vreau să mai revin la întreaga discuție care a fost de la începutul anului trecut, începând cu ordonanța 13 și continuând cu faptul că se vorea modificarea codului de procedură penală. Ceea ce vă pot spune, și eu am rămas surprins de faptul că, de exemplu, în Suedia, dacă nu mă înșel, sau în Norvegia, dar cred că Suedia, se aplică acel arest la cerere la domiciliu și în aceste condiții Suedia este un stat care pune la dispoziție în momentul actual spații pentru deținuții condamnați cu chirie la statele care vor să beneficieze și merg pe detenția în sistem închis, spre deosebire de noi, care știți bine că avem un deficit de aproape 25.000 de locuri de muncă în de locuri în penitenciare. Exact. Exact. Da. De ce nu? Să fiu corect, da. Deci încurajați pe oameni să fie mai atent, nu doar cei din închisori, ci cei care au... De acord, dar noi încurajăm oamenii să... Deci, să fim corect, să spunem faptul că sunt foarte puțini cei care vin și reclamă faptul că li se cere, sau poate nu, majoritatea spun că nu li se pretinde de către medici aceea atenție. Medic personal, și asta inclusiv faptul că condițiile în unele spitale sunt acele care sunt. Aici ține și de managementul spitalelor. Eu vă spun cinstit, o cunosc foarte bine pe actuala ministra sănătății, va veni cu un pachet de legi pe sănătate pe care are, e în dezbatere deocamdată în guvern și sunt foarte multe opoziții de la diversi reprezentanți, atât ai medicilor cât și a asistenților, dar eu am mare încredere în dânsa și în puterea dânsei de a da un pachet de legi bune care să ducă la îmbunătățirea multă a condițiilor în spitale. Și de asemenea îmi fac speranțe că vom reuși într-adevăr să nu pierdem cei 100 de milioane de euro pentru începerea celor 3 spitale regionale, dintre care știți foarte bine că e și Iașu. Răspunsul pe care o să-l dau este puțin mai complex și o să vă rog să aveți răbdarea să mă ascultați. În primul și în primul rând, nu se cheamă legea manualului unic. Legea definită foarte clar, la partea inițială, cea numelui, spune legea manualului. Și atât. Mai mult, vă spuneam anterior că în conținutul legii apare sintagma minim 2, maxim 3. Cu excepția cazurilor în care nu este posibilitatea. Adică, pur și simplu, cel de croată n-a făcut manual de la un obiect. Nu au ce să facă. Dar va exista în timp. Un al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că tocmai asta încearcă... Deci vorbim despre două legi aici. Legea pe care intră didactica pedagogică devine singur furnizor de editare de manual și legea manualului. Trebuie spus foarte, foarte clar. Și trebuie vedeți lucrurile în față. Da, este adevărat. Ceea ce a spus dumneavoastră este perfect adevărat. Întrebarea este de ce?
Pur și simplu pentru că devenise, și tocmai asta fac cele două legi, devenise problema aceasta a editării manualelor un business, doar un business, uitând de fapt care era scopul. Editarea de manuale care să facă accesibil procesul de educație pentru toți copiii, drepturi egale. În paranteză la ceea ce m-ați întrebat, pot să vă spun că la un moment dat chiar am și intervenit, să spun puțin mai brutal, în discuțiile legate de legea aceasta a manualului, când am cerut să nu se facă discriminare pozitivă. Drepturi egale înseamnă drepturi egale. Inclusiv dreptul la educare și inclusiv dreptul populației române să aibă, românești, să aibă, populației românești, să aibă acces la aceeași manuale, la aceeași, de aceeași calitate. Era vorba despre posibilitatea de a aduce manuale pentru anumite entități, pentru anumite comunități, din afara granițelor țării. Se poate face, și am și făcut mecanismul, un sistem, un mecanism, o procedură, prin care fiecare zonă, fiecare entitate, fiecare obiect să-și aibă autori de manuale. Editare și nu tipărire. Tocmai aceea a apărut problema că este imposibil ca o singură editură, atenție, editură, să realizeze manuale. Nu realizarea manuale, că nu. Editura nu face decât o selecție de manuale. Editura nu face manuale. Nici la propriu, nici la figurat. Dar tipărirea, exact, tipărirea o fac tipografiile. Editura editează manuale. Există un... o entitate în cadrul Ministerului care se ocupă de SNE-ul, care are rolul de a organiza selecția manualelor. Selecția de bază. Se identifică două tipuri de categorii, manuale propuse, manuale admise, un număr de 10 manuale admise, pe care apoi, care se încadrează niște norme. Atenție, bine, nu sunt copil, sunt un om cu experiență de viață didactică. Oameni buni, problema este legea aceasta, legea, legea manualului, este lege făcută de specialiști, de oameni care știu ce vorbesc. În comisie am deosebită cinste și onoare, și la modul cât fac serios să spun acum, să fiu coleg cu doi miniștri ai educației, unul de comisia din Camera Deputaților, cu doi miniștri ai educației, fost miniștri ai educației, cu actualul ministru al cercetării, din partea aceasta, să spunem, a puterii, mergând pe partea cealaltă, unde sunt doamna Luca Turcan, mai sunt câteva personalități care le cunoaște din activitatea pe care aceștia desfășoară. E o comisie de profesioniști, credeți-mă. Și abordarea a fost făcută, este prima lege la care particip, lege serioasă, grea, la care particip la redactarea acesteia, și a fost o activitate intensă. În două ședințe, fiecare de 3-4 ore. Dar pe mine mă interesează erori precum cele pe care dumneavoastră le-ați semnalat în discursul de mai devreme. Cum au putut fi posibile? Și mai sunt erori pe care le-am descoperit în realitate poate de părinți sau de jurnaliști? Fără discuție. O să vă dau... Mă rog, acum, eu am și pas cunoaște la fel toți de cei prezenți aici și fără discuții și telespectatorii și cititorii noastre. Există un drept al proprietății intelectuale. Un drept care face ca nu orice text necesar, face acum referiți, spre exemplu, la obiectul limba și literatură română. Nu orice text să-l poți folosi. Să ai dreptul de autor. Erorile pe care vorbiți, v-aș putea face, da, și vă dau câteva exemple chiar amuzante în manualul de chimie, pe care știți că îl știu, măcar pe atâta, nu? Sunt de evitat. Doar dacă dacă acea comisie de experți care se ocupă de selectarea propunerilor de manuale, este o comisie de profesioniști. De aceea, eu personal venim cu amendamentul de lărgirea conținutului acestea. Conținutul
Comisiei. Să spunem, pe zona capacităților intelectuale. Mă refer aici la faptul că alături de ai noștri colegi, cadre didactice, din învățământul universitar, care vin profesioniști, practicanții, care știu exact ce se întâmplă acolo, direct, la interfața cadrului didactic-elev. Am propus și s-a introdus în lege prezența celor de la Institutul de Științe ale Educației, la ISE, care vin cu componenta didactico-pedagogică, au expertiză în zona aceasta și fără discuții, și aici punctual răspund întrebările noastre, prezența cadrului didactic universitar. Și mă întorc și spun, a fost posibilă prezența unor astfel de erori și încă altele, pentru că pe piață au intrat manuale care aveau sau nu aveau girul Ministerului Educației. Vă reamintesc de scandalul și ce vorbește Inspectorul General, de scandalul de astă toamnă, când nu s-a dat acceptul utilizării auxiliarilor în sistem, decât dacă acestea poartă girul Ministerului Educației Naționale. Ceea ce mi se pare absolut corect. Pentru că procesul instructiv educativ nu este un proces de amatori. Este un proces științific, cu abordare științifică, la un nivel științific, atât pe componenta didactico-pedagogică, cât și pe componenta științifică. Da. Votul liber și democratic, nu impus. Nu poți oblig. Am discutat, mi-ai spus punctul de părere, punctul meu de vedere. Și ceilalți colegi, dacă doamna Iulia a avut alt punct de vedere, este libertate și democrație în Partidul Social Democrat. Vă răspund foarte direct. În momentul actual, neexistând o hotărâre definitivă prin care se arată vinovăția unuia sau altuia dintre colegii noștri actuali, care sunt și cei care președintele organizației județene și coordonatorul organizației județene, nu s-a pus niciun moment problema înlocuirea acestora în pozițiile pe care le au, poziții care au fost date de votul atât a Comitetului Executiv Județean, cât și vine, după cum bine știți, de ceea ce s-a stabilit la alegerile legale care au avut loc în urmă cu 3 ani de zile. Așa cum bine ați văzut, organizația merge înainte. Organizația are în continuare activitate, nu se pune problema unor colapsuri sau unor întreruperi. Noi, parlamentarii și membrii biroului permanent, am stabilit de comun acord să asigurăm bunul mers al organizației alături de cei care trebuie să recunoaștem prin activitatea lor și prin modul în care au știut să organizeze și să conducă destinele acestei organizații, au făcut ca
organizația PSD Neam să aibă 7 parlamentari din 12. Nimeni nu-și dorește neapărat o funcție sau un titlu dintre toți parlamentarii de Neamț, inclusiv cei de Roman. Toți am fost de comun acord să facem front comun pentru bunul mers al organizației și așa cum în toată lumea prezumția de nevinovăție trebuie să primeze oricărei alte prezumții, până la apariția unei hotărâri definitive judecătorești, considerăm că acești doi colegi ai noștri, pentru că noi îi considerăm colegi și reprezentanți în același timp, nu trebuie să avem niciun fel de discuții privind poziția lor în partid și în birou permanent și în conducerea organizației. Doamna Ordean, e normal să facă tot felul de supoziții. Eu sunt genul omului, și mă știți foarte bine, care merg pe ceea ce e sigur și cert, nu pe supoziții. Lăsați-ne să ne negociem noi poziția și mersul și vă garantez eu că nu vom pierde chiar așa ușor și încă vom putea face ceva pentru județul ăsta din toate pozițiile pe care prin votul cetățenilor le-am căpătat, atât la nivelul județului cât și la nivelul țării. Doamna Urnean, aici faceți, ori vreți să-mi întindeți mie o capcană, ori discutăm lucruri care nu sunt normale. Numirea unor persoane în guvern sau în instituții ale guvernului nu țin de partid. Punct. Și cu asta nu mai avem ce discuta. Nu se dă niciun aviz. Greșit. Nicăieri nu s-a dat aviz și nu se dă aviz în nici birou, nici comitete executive. Este contrar legii. Asta înseamnă că tu, politic, te amesteci în... Deci, greșit. Dacă îmi spuneți legea în care se spune că trebuie un aviz de la oricare partid pentru orice numire în guvern sau într-o instituție publică, da, eu... Eu v-am spus. Nu ne-ați povestit, nu ne-ați spus niciodată care a fost rezultatul controlului AIR, făcut în organizații din ați adus și la PSD și la PNL. Au fost mari carențe de gestionarea banilor primiți pentru finanțarea partidelor politice. Da, vă spun cu inima deschisă.
Nu am semnale că la organizația județeană au fost probleme, dar oricum la organizația municipală Roman, exceptând, și vă spun cu mâna pe suflet, trei emisiuni din campania electorală care n-au fost acceptate la plată, asta însemnând undeva în jur de 3.000 de lei, dacă nu mă înșel, restul n-am avut niciun fel de imputații și acele emisiuni trebuie să recunosc că eu consider o prostie faptul că nu s-a trecut un număr de stradă și un număr de bloc pe o factură, dar nu mai discutăm, este hotărârea IEP-ului, nu discutăm.